Salutare, meu, sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Hardcore Încercând să supraviețuiesc 100 de zile Dacă mai doriți une episoade în continuare din această serie Vă să nu uitați să apăsați pe acel buton de like și astăzi suntem în ziua 3 Bine, cred că e de fapt ziua 4 sau 5 Pentru că am mai ca puțin off camera după cum puteți vedea Deja apune soarele Și mi-am mai făcut câteva schimbări pe aici prin casă Am făcut o mică renovare să spunem la gemulețul acesta Am făcut și un gemuleț aici la intrare și casa noastră arată ceva de genul acesta frumos, după cum puteți vedea am și o armură de iron pe mine și mi-am mi -am făcut aici un mic loc ca să, uh, ca să stau în siguranță pentru că efectiv nici la mine în casă nu pot sta în siguranță completă, cine știe cum se poate spawna un creeper random și nu vreau să se întâmple treaba asta și uh, stați așa să fiu sigur că se aude Minecraft-ul. Uh, ok, bun, acum se aude. Uh, și după cum puteți vedea mi-am făcut o mică mină pe aici pe la mine în casă, nu vreau să risc nimic să mă duc printr-un cave să dau de monștri și să mor, dar ghiciți ce, aici jos, jos, jos de tot la mine în mină am dat de un revine, cred, deci acum o să mergem să-l explorăm cu mare grijă pentru că o să dăm de mari probleme dacă nu se întâmplă treaba asta, o să-mi craftez mai întâi o sabie, și știți de ce vreau să explorez Treaba asta, cave-ul sau revine ul ce-o fi acolo, pentru că am nevoie Neapărat de iron Mi-am făcut un iron pickaxe, mi am rămas un singlu Iron și un iron chestplate, avem neapărat Nevoie de iron și de diamante ca să fac Fermele automate, pentru că Ca să-ți faci un Observer, probabil știți ce e La observer, e o chestie Care te ajută să faci Te ajută să construiești Fermele automate ai nevoie de cuarț și trebuie să te duci în nether și ca să faci treaba asta îți trebuie diamante. Deci, haideti să vedem cum o să ne descurcăm în episodul de azi, să sperăm că o să fie totul ok. Sper că nu am uitat nimic ce m-ar putea ajuta. Uitați-vă, deci, da, asta clar este un revine, nu, este, nu suntem la o înălțime atât de joasă ca să dăm de diamante, suntem pe la 35, dar am mai văzut niște iron pe acolo pe sus, deci... E în scopul meu o să mă duc după el și va trebui să pun torțe peste tot Asta este cel mai important lucru Deci nu o să ratez pic de coal Pentru că avem nevoie de multe, multe torțe Ok, cred că acum o mai ajung torțele O să pun asta în mână, frumos Și o să tot punem torțe pe aici și pe acolo Ca să nu avem probleme Am mai văzut niște iron aici sus O să mă duc chiar acum după el Ok, Parcă e mult, mult, mult mai greu Minecraft hardcore din mai multe puncte de vedere. Nu doar că poți să mori și să ți se șteargă harta, pur și simplu parcă nu dai de la fel de multe minereuri. Sau doar e în capul meu treaba asta, I don't know. Până acum n-am întâmpinat vreo problemă cu vreun mob, sincer nu s-a spawnat niciun creeper nebun în spatele meu complet random sau să mă atace cineva, deci momentan sunt ok, dar cea mai nasoală treabă este că nu am armură. Și de-aia trebuie să ne grăbim repede cu uh, resursele de iron <coughs> Și văd că asta nu o să fie o mare, mare problemă Pentru că ne ajută cave-ul acesta în care suntem noi Am 12 iron Și am mai văzut niște iron împrăștiat undeva pe aici Ar trebui să mă duc după el uh, Cam întunecat Uitați, deja văd un cave spider pe acolo Am văzut și niște... Skeleton pe aici, am văzut un iron Ah, ok, bun, uite acolo <coughs> um, O singură bucată Ok Wow, sunetele Minecraft-ului Black Area again Hai să mergem noi pe aici, chill Cred că mai, uite, mai văd și niste iron pe acolo pe jos, dar am văzut un scheleton pe aici pe undeva deci um, Ar trebui să avem grijă mare Cum ne facem damblaua pe aici prin mină Bun Foarte, foarte întunecată zona aia Și ar trebui cumva să acopăr apa asta Dar n-am nicio șansă, trebuie să mă acolo sus E foarte foarte enervant Și deci trebuie neapărat să scap de apă Pentru că n-ai idee cât de repede poți să mori în, uh, Din cauza apei Pentru că sunt uh, monștri împinși în apă Tu ești împins în apă și nu prea e cum să scap de ei E destul de complicat Și uh, sincer cu minereul ăsta de Iron S-ar putea să avem totul pentru un full armor Că mai am și chestplate uh, deja făcut Ok, o să mă duc repede să pun ăstea la prăjit și o să ne mai ocupăm cu altceva între timp O să mai... Uh, o să începem să ne decorăm casa Ok, bun, deci momentan suntem bine cu iron -ul. Putem să ne facem o armură full iron Putem să ne rezervăm, cum s-ar spune, protecția Și să avem o rezistență mai mare împotriva monștilor Punem ăstea aici la prăjit O să sparg și o chestiile astea Și să zicem că putem să începem să ne punem Să facem niște schimbări pe aici prin casă Aș uh, Am văzut un uh, un pattern, să spun așa, un uh, tipar de blocuri pus pe podea, dar am nevoie de blocuri de molit și văd că pe aici nu am niciun bloc de molit. Văd că mi-a mi crescut și ferma de sugarcane. O să fac și o fermă de sugarcane și de pumpkin și de melon automată când o să am... Mamă, cred că e minecraft un pic prea tare. Când o să mergem în Nether, că v-am spus, ca să faci un uh, observer de la îți trebuie... Quartz Și asta este destul de nașpa, da. da Nu e imposibil, o să facem toate treburile astea Imediat Aici o să fie zona chesturilor, deci Cred că ar trebui să fac și eu asta cât de curând, să fac multe, multe cesturi aici, să le ordonez momentan. Adică niciodată nu am stat să fac treburile astea, să-mi ordonez chestiile pe aici prin chest. că mereu, mereu mi-a fost lene. Frate, eram mamă, am cesturile pun acolo, dar nu credeți-mă, e nașpa. Când ajungi într-un punct al seriei unde ai mult, mult, mult prea multe chesturi și nu mai știi prin care este uis după un anumit item, mai bine le ai sortate de la bun început și încerci să le păstrezi așa. Pentru că e cea mai bună variantă. Putem să ne facem niște legs. Nice! Bun, o ducem bine până acum. Uh, cred că podeaua ar trebui să o facem cu. Uh, cu lemn de ăsta de stejar, pentru că lemnul de stejar e cel mai bun și cel mai folosit, aș putea spune. După o să refacem mult mai multe schimbări la casă, momentan să facem cumva să arate mult mai frumos tot locul acesta, nu ține neapărat să să fac totul așa de frumos din prima, dar vom vedea noi cum o să arate totul într-un final, când o să fim mai stabili, și mult mai uh, bine pe rezistență După o să ne ocupăm și de decorații Pentru că asta nu este chiar atât de important în momentul actual uh, Nu știu dacă am văzut cumva vreo pădure de stejar Adică în absolut orice pădure mai găsești și lemn de stejar Dar uh, mi-ar trebui una full de stejar Și pe aici văd uh, o amestecătură de copaci și după cum puteți vedea, mi-am pus și uh, Faithful, resource pack cu Faithful, chiar îmi place foarte, foarte mult cum arată, nu schimbă Minecraft-ul chiar, chiar atât de mult. Și uh, de am zis să-l bag. Sincer, nici eu nu sunt un fan prea înfocat al resource pack-urilor, dar uh, consider că Faithful ăsta este un resource pack destul de bun și chiar nu strică deloc, chiar îmi place cum arată. Mi pare că arată totul mult mai clean și mult mai detaliat. Adică după ce o să vă obișnuiți cu resource pe costa și după te dai pe default, credeți-mă, o să observați o mare diferență. Huge. Ok, văd pe aici mult mai mulți copaci de stejar. O să mă duc să-i tai chiar acum și uh, sper că o să fie de ajuns pentru podea măcar. Pentru că chestia asta o să dureze destul de mult. Uh, mulți trebuie v și citit comentariile de la primul episod și uh, au fost destul de ok. Uh, îmi place că a fost susținere chiar din primul episod, destul de multe like-uri s-au strâns cam în jur de 7.000 aproape, știu că s-au strâns 6.000 sigur, dar aproape 7.000 de like-uri și foarte, foarte multe comentarii pozitive. Am văzut că cineva acolo în top comment spunea că mai bine o să facem episoade pe seria aceasta ca să nu treacă atât de greu, uh, ca să nu treacă atât de ușor. Oare uh, oarecum sunt de acord cu comentariul acela, doar că Sper să putem să facem progres mult și doar din episoade Pentru că, înțeleg ce spui, un live stream durează 2 ore, 2 ore jumate Și uh, chiar poți să faci o, foarte, foarte mult progres pe un live stream Și pot spune că da, o să treacă destul de repede seria Dar nici asta nu strică pentru că putem să ne mișcăm mult, mult mai rapid Și pot să ofer conținut pentru toată lumea Dar așa la, la un episod, să spunem că la un live de 3 ore Două ore jumate, nu poate să se uite chiar oricine, așa la un episod de 20-30 minute, 40, dacă o să fac și o să meargă chiar atât de bine seria încât să fac episoade atât de luni, să zicem că poate să se uite cam oricine. Deci, o să fie cam toată lumea la curent cu tot progresul care se întâmplă pe seria aceasta dacă, dacă fac episoade. Că știți cum e dacă fac episoade acum, 2-3-4 și după încep un live. Omul care o să intre pe episodul de după livestream-ul acela de două ore și o să vadă o nebunie pe aici și consider că nu prea mai pofta aia să te uiți la un episod cum, cum o făceai înainte dacă nu mai ești la curent cu anumite lucruri. Pentru că să spunem vezi totul schimbat, e o nebunie. Sper că înțelegeți ce vreau să spun, dar cred că o să păstrăm momentan treaba asta pe episoade și după cum puteți vedea pune soarele. Cred că asta este undeva la ziua 5. Și uh, acum îi dăm start la ziua 6 Momentan nu ducem ok Aș putea spune Cred că s-au prăjit și astea. Bun, haide să ne facem ce ne-a mai rămas Papucii de făcut Și ne-a mai rămas 6 Iron ingot Cu asta aș mai putea să mai fac câteva uri Dar momentan nu îmi trebuie uh, Sincer aș vrea neapărat să dau de diamante în episodul de azi Deci uh, putem să lăsăm decorațiunea acasă Un pic, un pic mai încolo Și uh, să să mergem înapoi în mină, acum că suntem mult mai puternici, aș putea spune. Avem torțe, bine, mai am vreo 50 pe mine, deci să zicem că nu ne mai trebuie. Hai să spunem că ne trebuie puțin lemn la noi. Lopată, mâncare avem, sugar că nu ne trebuie și niște cables sunt bun. Hai să mergem să căutăm diamante, Doamne ajută să fim norocoși și să găsim ceea ce ne trebuie pentru episodul de azi. Chiar sunt foarte, foarte încântat și vreau să dau de diamante. Let's go. Sincer, nu știu dacă ar trebui să minez cu ăsta direct de iron, ar trebui să economisez, dar hai că mai am 6 iron acasă, aș mai putea să mai încraftez uh, încă două pickaxe-uri. Dar le-am lăsat acasă. Firar trebui să le iau totuși cu mine. Câtă durabilitate are unda asta? 179. Firar chiar nu are atât de mult. Uh, cred că o să o lăsăm pe pickaxe de stone. Și ar trebui repede să acopăr chestia asta aici pentru că nu știi cum o să-mi zboare un creeper în casă pe aici. Aud lavă pe undeva prin dreapta. Și nu știu ce ar putea să fie. Ia să vedem. Mamă, deci cât de mare este diferența dintre... Toate pickExurile astea și unetele bune, frate, adică eu sunt obișnuit numai cu uh, eficiență 4, eficiență 5, cu haste 2 pe beacon și acum sunt aici în mine și uh, sparg blocuri cu un pic de stone. Și atât de slow mi se pare că ne mișcăm efectiv super, super, super slow. Dar asta este fiecare început de serie. Și uh, mă bucur că există chestiile astea în Minecraft ca să te facă să minezi atât de repede. Adică tu îți dai seama să minezi. Să fii în mina ta să minezi cu eficiență 5 și cu haste 2 Păi e ca și cum mai mina în nether, nether cu tu cum se sparge totul E ca și cum ai mina, ca și cum mai sparge de ăsta, dirt sau nisip Incredibil de repede Și dacă putem să facem așa ceva posibil pe o serie de hardcore Eu aș fi super, super mulțumit Și împlinit Hai că mai avem destul până la înălțimea de diamante între timp mai dăm și din niște coal Ceea ce este super, super bine Mai facem și level și chiar avem nevoie de coal Chiar de cât mai mult, mai ales acum la început Ăsta ar trebui să le au totuși cu de asta de iron Să ne mai grăbim Un minerul destul de mare, ceea ce mă încântă Forță, forță, forță Ok Mamă, chiar destul de uriaș <laughs> Dar este bine O să încerc să mă joc și puțin, puțin mai mult off camera Pentru că progresul de pe episoade nu o să fie atât de mare După cum observați și voi, adică Dacă te joci off camera E mult mai ok, frate e mult, 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 mai ok Faci mult mai mult progres și nu vă plictisesc pe voi chiar atât de mult Și știu că mulți dintre voi mai să mai repetat treaba asta Că nu, noi nu ne plictisim, nu să faci totul pe episoade să le faci cât mai lungi Da, înțeleg Dar, mamă, ce cu minereu asta? Sunt două băgate unul în celălalt Holy moly Oh my god cristiane grijă că ești pe hardcore Cum era să încheie totul aici Vă dați seama dacă pici în lavă De aici, ai murit, s-a dus tot N-ai cum să mai ieși de acolo Oh my god, la ce este mai aici? La 14 să știți că asta pe acolo pe jos e o înălțimea bună de diamante Holy fuck e aici Mamă Cristiane unde te duci? Ce cauți aici? În locul acesta sinucigaș oh! oh, 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 oh! Și am dat de diamante Vine oameni buni, nu vine să cred nu vine să cred, am dat de diamante Yes! Haideți oameni buni Cu niște diamante în spam acolo Cu diamandini în chat Let's go! Oh my god Finally Bine, ce finally? De fapt nici n-am stat chiar așa de mult să mă chinui Este Și un minereu destul de mare, cred că este de 6 Că avem 2, 2 Și ar mai trebui să mai fie și aici jos A, ah, nu, firar, e de 4, cred Da, cred că e doar de 4 Da, nu mă plâng Diamonds, finally Yeah Yeah, boys Yeah Mamă, nu mai fi vreunul as, ascuns pe aici pe undeva? E numai Gravel? Da, cred că e numai Gravel, nu cred că mai e ceva ascuns pe aici Ok, eu sunt fericit și așa Huu, 4 diamante, yes! Păi, uh, cred că aș putea să merg în Nether Știu că sună nebunește, dar... Chiar am nevoie de niște quartz ca să încep să fac fermele automate Și redstone, perfect Am dat aici de niște redstone Ar trebui să acopăr totuși balta asta Nu chiar complet, pentru că vom avea nevoie de... Uh, obsidian și asta uh, este locul perfect de a turna niște apă pe aici. Să facem roz de obsidian. Cred că restul nu mai ajunge, dar o să le iau pe tot, de ce nu? Bun. Uh, nu știu dacă mai am iron. ah, da, sigur că mai am, mai am acasă câtva, bun O să mă întorc cred de aici cu o găleată cu apă Ne facem și un trânăcop de diamant și îmi fac și portalul Nether, chiar acum Unde am mers? Oh my god Yes, mamă, asta atât de fericit, nu-mi vine să cred nu vine să cred Uitați-vă, dacă nu spărgeam uh, minereul acela mare de coal Nu dădeam de balta asta de lavă Că de obicei și eu, uh, cum și mulți dintre voi bănesc Că ignorați uh, minerele de coal Că sunt mult prea mari și mult prea inutile Dar uite că nu sunt așa inutile Uite că te conduc către diamante direct Bombă! Yes, sunt foarte, foarte fericit că s-a întâmplat treaba asta um, Ia să ne facem un Diamond Pickaxe Let's go pickaxe oh, Deci, mă joc Minecraft de atât de mult timp și încă sunt super, super încântat și fericit când dau de diamante. Este! Corona. Așa. Uh, hai sa-mi fac un. o uh, cu apă. Si mergem repede acolo jos să facem roș de obsidian. Mamă, chiar voiam să dau diamante în episodul de azi Și mă bucur, sunt super, super încântat că am și făcut o. Este. Ta da, da 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 Ei 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 ei. să norocoși. da super, super norocoși. Hai. da ajunge da 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 Bă, n-are cum să... Nu cred că sunt în pericol de a se spawna vreun mob. Că tot ce e aici e luminat și uh, mina mea în spate este... E securizată tot cu torțe, la mine în casă ar trebui să fiu safe. Deci cu toate că am toate uh, aceste condiții și circunstanțe, tot mă gândesc că aș putea să fiu în pericol. Să se spawneze cumva un creeper, nu știu. De obicei o serie de hardcore se poate încheia un creeper Foarte easy Și de obicei așa se întâmplă Dar nu o să permit Ok, am luat toate cele 10 bucăți de obsidian Hai să mergem acum înapoi în baza noastră și să ne construim portalul Nether Și poate facem roci de niște puțin cuarți în episodul de azi nu o să putem să facem fermele automate din episodul de azi Vă dați seama, deja am găsit diamante și deja a trecut cam mult timp Dar fiți sigur că episodul următor, nu știu dacă o să avem timp pentru ambele ferme Dar aș vrea să fac o fermă de sugarcane și de melon și de pumpkin Neapărat trebuie să facem astea automate și o să le facem la noi în bază Sau undeva mai la distanță, adică o să fie o problemă că o să fie destul de gălăgioase Dar uh, cred că putem să uh, jucăm și așa Adică vă dați seama care e gălăgia când o să se spargă pistonul, când o să uh, se miște rail-ul Adică de fapt nu, că nu fac de la cu rail, o să fie prea complicat Mă rog uh, Soarele apune, pot să mă culc Și uh, ce mai voiam să mai fac? Mai voiam să fac ceva repede acum A, trebuie să-mi fac flint în stil, logic uh, Cred că am niște flint pe aici, am spart destul de mult gravel Flint, ia uite, perfect Am și niște iron Bun Let's do a flint and steel Jap. niciodată n-am fost atent dacă Cum pui astea E neapărat într-o ordine Deci chiar nu contează Trebuie doar să le pui așa <laughs> Ok e Să punem astea înapoi Nu știu unde aș putea să fac portalul Cred că aici ar fi cel mai ok loc a, Da, de deci ce nu? Hai să facem aici portalul Aici o să fie bucățile de jos 1, 2, 3 Bucățile de sus Și ăsta Bam Nu știu dacă ar trebui să fie chiar, Cred că încă un bloc în perete ar mai trebui să fie Pentru că aici o să fie peretele în sine Știți? Și nu vreau să se vadă așa urât Ia yeah. Bun uh, N-am niște lemn de stejar pe la mine Să punem totuși măcar ramele Ia yeah facem uite așa scurt pac deci așa 1 bun um. arată super <laughs> nu-mi vine să cred că sunt pe hardcore și deja ia uite Zap, ja, ia uite ce -i la mine în casă Holy moly Let's go, stai așa să-mi pun ăsta la prăjit And let's go Hai să mergem după niște quartz Și să sperăm că o să ne spawneze într-un loc bun Ok, unul dintre cele mai groaznice locuri în care te poate spawna în nether Fuck Bine, nu putem să... Chiar nu putem să avem de toate da, chiar ne-a spawnat într-un loc foarte, foarte prost Da, uite, chiar nu putem să avem de toate locul în care ne-a spawnat la început pe lumea cealaltă Este super, avem foarte, foarte multe uh, biomuri și tipuri de lemn din care putem să alegem E foarte frumos acolo, dar aici, cam camul ghinion Puțin camul ghinion cu spawnul de aici Ați văzut și voi ce e acolo jos, groaznic dar cred că am de ajuns de mult cu arț încât să fac niște conduit Conduit și nebun sunt observări de la Am și level 15 Deci uite, eu vreau să mă uit să văd cum am putea să scăpăm de aici Că suntem blocați pe zona asta, într-un fel Chiar suntem blocați aici Uitați-vă ce loc Deci suntem undeva aici sus pe un munte a trebui să ne construim un pod Oh my god, e foarte, foarte prost locul Nu mă așteptam să ne dea un loc atât de prost Dar hai, ne mulțumim cu ce avem Ne Nemulțumitul lui Seadaru Adică s-ar putea să mor dacă mă mai plâng atât de mult Hai să intrăm aici la noi înapoi um, Și observerul ăla Am uitat cum se face Dar cred că am materialele necesare Observer Ia yeah. Cu cobblestone, redstone și cuarț. Uh, quartz Și cred că îmi trebuie vreo 4 pe o parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Mi-ar trebui și mai multe Dar e ok, putem să, facem, putem să ne facem treaba și cu astea Și pistonul se făcea cu cobblestone Redstone Și iron Nu, și cu lemn parcă Ia să vedem Piston Piston da, și cu Iron. Ok, bun. Băi, fraților, cred că avem destul de mult progres pentru episodul de astăzi. Dacă vă place seria și vreți să vedeți cât mai multe episoade din această serie minunată în încercarea de a supraviețui 100 de zile pe Minecraft Hardcore, v-aș să nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Eu am fost Cristi și uh, cred că astăzi, af, astăzi e ziua 6 sau 7, ai de nimeni ceva undeva pe acolo, plus 1 minus. Mă rog, uh, eu am fost Cristi, nu uitați să apăsați pe butonul de like și m-am dus, papa. Pa.